Spectacolul a avut loc pe scena Casei de Cultură din Năvodari. Ca în fiecare an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, copiii grădiniței Albatros pregătesc spectacole deosebite. Bineînțeles, și anul acesta am pregătit un spectacol în cinstea sărbătorilor de iarnă și în special a sărbătorii Crăciunului, care este o sărbătoare a românilor, o sărbătoare de mare importanță. Copiii s-au pregătit cu nouă șute mai bine. Emoționați au fost și părinții, mai ales ai copiilor care au urcat pentru prima oară pe scenă. Este o bucurie foarte mare pentru mine și mă bucur, mi-a spus. E pentru prima oară pe scenă? Nu, nu, am mai fost. Și de fiecare dată aceleași emoții? Aceleași emoții le am, da. Da, emoții avem. E emoții? Prima oară? Nu e prima oară, dar de fiecare dată. Foarte frumos. E o plăcere ca să venim, că... Da, da. E drăguț. E pentru prima oară pe scenă? Da, da. Să înțeleg care emoții? Puțin. Și dumneavoastră? Și eu la fel, că e prima oară. Până acum a fost mama lui, acum sunt și eu și mama lui. Sunt o bunică fericită. E pentru prima oară pe scenă? Da, 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 da. Ieri a fost la concursul pentru colinde și astăzi este Îngeraș. Micuții au cântat colinde și au interpretat poezii cu ocazia Crăciunului. De pitici vorbe ca o oală veche, răsturnată pe uleche, ochii nechi se fumă, se văd univată cu ochii.